Bună seara, doamnelor și domnilor! Bună seara, bine v-am regăsit la Sportul Special. Bogdan Cruță vă salută, vă invită să rămâneți alături de noi până aproximativ la orele 20, pentru că vom diseca ceea ce se mai întâmplă prin municipiul reședință de județ la capitolul fotbalistic, pentru că ultima săptămână a fost una plină de știri care mai de care mai contradictorii, care mai de care prizate în moduri diferite. S-a vorbit săptămâna trecută, dragi prieteni, pe lângă multe, multe alte lucruri, despre o eventuală aducere sau o împământenire a unei echipe de Liga a 3-a, Argeșul Pitești, liderul Seria a 3-a din Liga a 3-a fotbalistică la Alexandria. Argeșul Pitești dorea să joace aici pe stadionul municipal din Alexandria. S-a vorbit și de o eventuală fuziune și crearea, în urma acestui proces, a unei echipe care să reprezinte orașul. Știrile au curs pe parcursul acestei săptămâni, au curs și în cursul acestei zile. Se pare că, până la urmă, acest proiect a căzut. Rămâne de văzut dacă vor mai apărea noutăți pe parcurs. Despre acest subiect vom discuta, despre Fotbal Club Municipal Alexandria, în speță. Și pentru acest subiect, pentru această serie de subiecte, pentru a reuși să descălcim împreună acest game de informații, vă spuneam, care mai de care mai contradictorii, îl avem invitat în studio pe Romulus Ciobanu, antrenorul lui Fotbal Club Municipal Alexandria, echipă care astăzi s-a reunit după pauza de iarnă, a fost prima reunire a lotului în vederea pregătirii returului de campionat în Liga a 4-a. Dragi prieteni, Romulus Ciobanu, bună seara, domn profesor, bine ați revenit la Sportul Special. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Bună seara, iubitorilor de sport din județul Teleorman. Domnule profesor, astăzi Fotbal Club Municipal și-a strâns din nou rândurile, vă pregătiți de reluarea sezonului competițional, returul campionatului în Liga a 4-a. Sunt multe subiecte de discutat legate de fotbalul din Alexandria, dar în primul rând capul de afiș, poate subiectul față de care avem cel mai mare interes la momentul actual, îl reprezintă acele știri legate de eventuala fuziune între Argeșul Pitești și Fotbal Club Municipal Alexandria, Argeșul Pitești fiind echipa aflată pe primul loc în seria a 3-a, Liga a 3-a, acolo unde evoluează și Sportul Roșilor de Vede. Echipa aflată pe primul loc, echipa din Pitești, care avea perspective să promoveze la Liga a 2-a. S-au mai elucidat probabil apele, cel puțin dacă stăm să analizăm știrile care au apărut între timp. Sunteți antrenorul lui Fotbal Club Municipal Alexandria, echipă care s-a reunit, iată. Cum a plecat? Cum s-au născut aceste știri legate de Argeșul Pitești? A fost, cât de reale au fost ele? Până unde s-a mers în această idee? Ce vă pot spune este că, da, au fost, s-au purtat aceste discuții, atât că foarte precis nu vă pot spune de unde a plecat această discuție, de unde a plecat această idee, pentru că nu știu nici eu. Am aflat din presă intenția sau acest aspect care s-a petrecut în ultima săptămână, atât că într-o oarecare măsură m-a bucurat să văd interesul autorităților locale și a conducerii clubului de a, eu știu, a merge la un nivel superior pe plan fotbalistic cu fotbal din Teleorman, în special din Alexandria. M-a bucurat pentru că prin asta îmi dă încredere și speranță că ceea ce am vorbit când am venit la Alexandria, adică de a ajunge la nivelurile superioare, la eșaloanele superioare, acum a venit și mi s-a confirmat că, într-adevăr, conducerea și autoritățile își doresc ca Alexandria să ajungă la un nivel superior. Asta a fost îmbucurător pentru mine, văzând interesul
conducerii, de a ajunge cu Alexandria la un nivel superior și de a ridica nivelul fotbalului din Teleorman. Domnule profesor, haideți să urmărim câteva imagini cu Argeșul Pitești. Vă spuneam că e una dintre pretendentele la promovare în Liga 2 din seria ei de Liga 3. Regia de emisie are pregătite acolo câteva imagini. Sunt surprinse pe data de 30 august anul trecut, la debutul acestei ediții de campionat în Liga 3, pe stadionul municipal din Ușurea. Aceștia sunt tinerii jucători de la Argeșul Pitești, jucători foarte mulți, undeva la 18, 19, 20 de ani. Jucător de perspectivă, da, acesta nu e un jucător de perspectivă, e un fără de Marincău, da. De Marincău. Nu se poate fără... Acesta este antrenorul Adrian Delcea. Dulcea. Dulcea, care a venit și s-a arătat mulțumit de baza sportivă de la, de la Alexandria. V-ar fi luat locul, probabil. Nu? Da. Cel mai probabil v-ar fi luat locul, cine știe. Nebănuite sunt căile domnului și ale fotbalului cu atât mai încălcite. Echipa asta a debutat atunci pe 30, a fost învinsă la Roșior cu 4-0 de Sporting Roșior de VD. Până la urmă a reușit să termine turul de campionat în fanfare, este pe primul loc. Ce știm? Știm că ar fi niște probleme financiare la Pitești. Și s-a încercat această soluție cu mutarea echipei. Cum s-a ajuns să se aleagă Alexandria? E foarte greu de spus pentru că nu avem informații din interiorul fenomenului. Astăzi echipa s-a reunit, dumneavoastră ați fost plecat din oraș, ați văzut și dumneavoastră tot așa în presă. Din ceea ce ați... trebuia să aveți un consiliu dirigent sau director astăzi. Director, da. Director. Dumneavoastră ați vorbit cu șefii clubului în această perioadă sau astăzi despre subiectul ăsta cu fuziunea cu Argeșul da. Pitești? Am comunicat în permanență, în primul rând cu președintele Bogdan Ciobanu. Din spusele președintelui a fost o discuție de care nimeni nu era sigur, nimeni nu era hotărât, decât cineva din exterior a venit cu această informație cum că SCM Pitești nu ar avea puterea financiară să țină echipa la Liga a treia și de aici s-a înflorit această idee în care, fiind o echipă pe primul loc la Liga a treia, dacă poate fi preluată de către Alexandria, să fie adoptată și să vedem la Alexandria un fotbal de un alt nivel, de un nivel superior. S-au încercat sau s-au purtat discuții în această, pentru a fi realizată această adoptare a SCM-ului. Dar nu neapărat că eram eu înlocuit cu Dulcea sau venea Dulcea și plecam eu sau rămâneam eu și pleca Dulcea. A fost decât o idee de principiu. Ce facem? Avem această șansă, avem această oportunitate. Ar fi frumos pentru Alexandria sau nu ar fi frumos? Într-o primă fază toată lumea a considerat un lucru benefic, adică prin prisma faptului că vedem un fotbal de altă calitate pe stadionul municipal din Alexandria. Ultimele vești sunt că această colaborare nu se poate realiza. Birocrația și legile din România nu permite ca această colaborare să aibă loc și mai ales în această perioadă, adică la jumătatea campionatului. Drept pentru care, indiferent că venea SCM Pitești sau nu venea, FCM Alexandria rămânea în continuare și își desfășura activitatea în aceleași condiții ca și până acum. Dacă fuzionau, dacă fuzionau cele două echipe? Da. Deci, cel puțin până în vară, cele două echipe rămâneau și își disputau meciurile la Alexandria. Nerealizându-se această colaborare, FCM-ul rămâne singura echipă în momentul acesta a Alexandriei și își desfășoară activitatea conform planului care l-am făcut la încheierea turului de campionat. Domnule Ciobanu, până la urmă, să înțeleg că aceste negocieri nu au fost concretizate din cauza prevederilor regulamentare ale FRF-ului. Da. Asta mă Astea înțeleg. Sunt primele concluzii.
Regulamentul nu permite această fuziune și mai ales în acest moment, adică la jumătatea campionatului. Dar mutarea o permitea. Doar mutarea locului de desfășurare a partidelor. Sigur, sigur, da, dar mutarea se permite. Am spus, ultimele vești sunt că nu se poate realiza nimic, SCM-ul își desfășoară activitatea în continuare la Pitești, iar noi, exact cum era stabilit, chiar dacă venea SCM-ul la noi în oraș sau nu venea, FCM Alexandria juca în continuare la Liga a 4-a cu obiectivele pe care și le-a propus pentru perioada următoare. Bun, ne-am liniștit. Tot timpul mulți credem că Alexandria e un oraș sărac. Iată că își putea permite să țină și două echipe, una la Liga 4-a, cu un buget foarte rezonabil pentru Liga 4-a și una pentru Liga 3-a cu perspective de promovare. Pentru că, din ceea ce am văzut și eu în presă, în ceea ce a avut și de la dumneavoastră, până la urmă lucrurile s-au împotmolit și momentan au fost trecute pe linie moartă. Nu se știe, poate ele vor fi reactivate, nu din cauza problemelor financiare. Deci, dacă Pitești nu poate, atunci cu siguranță Alexandria poate, nu? Nu, și Piteștiul poate, aici este, să zic așa, problema, aici era problema lor, și ei puteau și pot. Dar vreau mai mult. Singura problemă era că nu aveau o cale legală în care să-și ajute echipa financiar. Mergând la federație, acolo li s-a explicat care sunt căile legale, care sunt legile care ajută sponsorizarea echipei din banii publici. Și văzând și intrând în posesia acestor informații, atunci au hotărât că vor ține echipa la Pitești. Astea sunt, să zic, zvonurile și lucrurile pe care eu le știu în acest moment și de ce s-a hotărât ca SCM Pitești să rămână la Pitești. Au găsit calea legală în care să poată susține financiar echipa. Bun, ne-am lămurit cel puțin, ne-am lămurit cel puțin pentru moment privitor la o eventuală descălecare a celor de la Pitești la Alexandria sau în privința unei fuziuni. Era un cadou așa venit peste noapte pentru iubitorii fotbalului din Alexandria, poate prea repede, cine știe, ar fi fost de văzut cum ar fi decurs un astfel de proiect. De obicei, un astfel de proiect, domnule profesor, și ne grăbim ca să terminăm cu subiectul ăsta. Chiar dacă mulți îl privesc în primă instanță ca pe un subiect așa mai neplăcut pentru iubitorii fotbalului autohton, pentru că e o echipă care, e clar, o simți că nu este a ta, pentru a fi adoptată echipa, trebuia în primul rând nu neapărat să aibă rezultate surprinzătoare să defileze prin Liga a doua neapărat, trebuia ca acest proiect, acest parteneriat între echipa piteșteană și cea alexandreană să fie unul de lungă durată. Și aici mi-era mie teamă că lucrurile n-ar fi durat foarte mult timp și vedeam peste un an, doi, că echipa pleca, că iar Alexandria rămânea și o lua de pe la ligile inferioare și pentru că Da, nu vreau să știți spun. că se întâmplă în fotbalul românesc orice, dar astfel de lucruri, astfel de tulburări ale apelor, pentru ca echipa să fie adoptată și într-un final ar fi fost adoptată, nu era o problemă. Juca aici, vedeai jucătorii, te întâlneai cu ei, vedeai prin oraș, nu era o problemă asta, dar era nevoie de timp. Și mi-era teamă că tocmai timpul nu prea are răbdare pe aici, prin Telorman, cel puțin cu fotbalul, și ar fi fost ceva probleme și apoi iară s-ar fi făcut valuri, iar s-ar fi făcut reproșuri de ne-am lăsat echipa noastră care creștea ea frumos ca un brad. Și Da, cu siguranță au fost opinii pro și contra și sunt în continuare. Eu vedeam exact cum a spus și noastră, vedeam ca pe un cadou, trebuia să îl tratăm ca atare, adică, dar după care trebuia să avem grijă în continuare de el. Sau nu trebuia, trebuia avut grijă în continuare de el. Și atunci probabil, cum a spus, că suporterii n-ar fi adoptat foarte rapid această echipă, că simțeau în interior că nu este echipa dumnealor. Probabil numai rezultatele pozitive și eu vin să spun că doar promovarea sigură în Liga a doua ar fi făcut ca suporterii să adopte această echipă foarte, foarte rapid. Adică, dacă echipa ar fi rămas doar la Liga a treia, cred că n-ar fi fost chiar mulțumit suporterii. Dacă s-ar fi promovat la Liga a doua, la finalul acestui an,
sunt convins că altfel, cu alți ochi, ar fi văzut publicul spectator această colaborare. Dar, dacă revenim la această colaborare, ca și într-o asociere unde sunt mai mulți asociați, apar discuțiile. Și atunci, probabil, și această asociere ar fi atras după sine, eu știu, anumite neconcordanțe între părți. Și acum ne rămâne decât să ne canalizăm pe FCM Alexandria, să facem tot posibilul ca din acest moment lucrurile să fie cât mai sănătos implementate la nivel de club, la nivel de pregătire a jucătorilor și să se realizeze obiectivele și obiectivul ăsta care ne macină și ne frământă de o perioadă bună, promovarea în eșalonul superior. Bun, punem punct aici subiectului legat de venirea sau nevenirea lui SCM Argeșul Pitești la Alexandria. Ce va fi, cu siguranță vom vedea. Domnule profesor, astăzi FCM Alexandria s-a reunit, avem și ne-am întâlnit la stadion, ați făcut acolo un scurt antrenament, lucruri interesante și lucruri noi o să le vedem pe imagini. Dacă regia de emisie este pregătită cu cele câteva minute surprinse astăzi la stadionul municipal din Alexandria. Da, am filmat puțin și până afară pentru că am auzit că domnul antrenor de la Pitești a fost mulțumit de baza sportivă a FCM-ului și am vrut să mă arătăm așa puțin. Ar fi chiar culmea să nu fie. De ce? Joacă pe un Da, stadion nu suntem. mult mai încărcat de istorie decât cel de la Alexandria. Unul dintre culcurile de jucători, ceea ce am observat eu și v-am spus și astăzi când ne-am întâlnit pe stadion, că spre deosebire data trecută, vedem că toți jucătorii sunt îmbrăcați cam la fel. Deci aveți o identitate Sunt lucruri pe care încerc s-au să le schimbat reglez câteva. din mers în cadrul echipei, sunt lucruri pe care ușor, ușor încep să le realizez. Ăsta este un aspect foarte important la care țin foarte mult, ca jucătorii să fie îmbrăcați la fel, atât la antrenamente cât și la programul echipei și mă refer la perioada de cantonament. Sunt principii de la care nu mă voi abate. L-am văzut pe Marian Botea. Marian Botea va face parte din staful tehnic al FCM Alexandria, chiar dacă și aici vor fi foarte multe voci care vor contesta, să zicem, aducerea lui Marian. Am hotărât și am rămas la convingerea că Marian Botea este unul dintre antrenorii buni ai județului. Nu o confirmă decât rezultatele avute cu o echipă care a luat-o de la Liga a 5-a, Brânceni, o echipă care nu are condițiile de pregătire ale Alexandriei sau ale Broșiorului sau ale Turnului Măgurele, și Marian Botea a reușit în fiecare an cu această echipă, nu la fel de bine organizate ca cele enumerate, să se lupte de la egal la egal cu ei. Am considerat că este de bun augur venirea în staful tehnic și împreună cu Sorin Albeanu, cu Marian Botea și Marian Ioan, antrenorii portari, vom forma staful tehnic al Alexandriei. Domnule Romul Șobanu, alte noutăți, așa repede pe imagini, pentru că și eu acum văd în premieră imaginile surprinse de colegul meu la stadion. Vedem câteva exerciții aici și pe pistă. L-am mai văzut și pe Florin Olteanu, în opinia multora și a mea, cel mai bun portar telormănean la momentul actual, venit de la Unirea Brânceni. Odată cu Marian Botea, pe care îl vedem încă o dată în imagine. V-ați înțeles cu Florin Olteanu, v-ați înțeles cu Apoda Dragnea, care apăra la Videle, nu? Suntem în discuții, nu ne-am Sunteți înțeles. în discuție. Cam câți portari aveți acum în lot și în perspectivă de a-i legitima? Acest moment, portarul care a semnat și a dus în discuție mai devreme, Florin Olteanu, da, are contract semnat cu FCM Alexandria. Suntem în discuții cu Dragnea. Avem un lot în continuare pe Smarand, care face parte din lotul care a încheiat turul de campionat, și mai avem un copil de 16 ani, Manta, care și el este în acest moment
integrat în programul echipei mari. La fel ca și Manta, mai intenția noastră este de a întineri lotul, după cum bine se vede. Am văzut niște contestații în sensul că, domne, se vrea întinerirea, dar aducem pe Florin Olteanu. Și vin să le spun contestatorilor că aducerea unui jucător cu experiență și aducerea altor 7, 8, 9 jucători până la vârsta de 22 de ani, între 16 și 22 de ani, din punctul meu de vedere, asta este întinerirea, nu că am adus un jucător de 33 de ani. Adică dacă aduci 9 jucători între 16 și 22 de ani și aduci unul de 33, înseamnă că nu mai e întinerire, în opinia unora. Mă rog, dar, nu o să mai joace 3-4 ani lejer, dar, Liga 3-a, nu a 4-a. Dar o echipă tânără, un lot tânăr, cum în momentul de față găsim la Alexandria, nu poate face mari lucruri sau nu poate realiza obiective bune fără experiența câtorva jucători mai, să zicem, mai în vârstă, undeva 27, 30, 32 de ani. Am încercat să, asta a fost strategia mea, 4-5 jucători mai cu experiență, iar aici includ și pe Slobozeanu, care chiar dacă are 23 de ani, joacă la nivelul Ligii a 3-a și chiar și prin Liga a 2-a, având meciuri, joacă de 5-6 ani de zile la nivel național. Îl includ pe Radu Florin, care este un jucător cu experiență și un jucător care îmi place foarte mult. Venim cu Olteanu. Mizez foarte mult pe aportul lui Sitaru, care și el este o certitudine în momentul ăsta în lotul Alexandriei. Chiar dacă nu a jucat foarte mult pentru Roșiori în turul de campionat, am mare încredere că va fi un jucător de bază în lotul Alexandriei. Îl mai putem adăuga chiar și pe Florin Parolea, care și cu el, pe el îl cunosc de foarte mulți ani de zile, de 5-6 ani de zile de când am fost în prima parte la Alexandria. Acesta ar fi nucleul jucătorilor cu experiență. Pe lângă ei avem jucători tineri, precum acest Manta, un portar de 16 ani jumătate, avem un Dragu Ionuț, 16 ani jumătate, un Boșoteanu, 16 ani jumătate, avem Păun, la fel, 16 ani jumătate, Pârva, 17 ani, Mitroi, care de la Brânceni, la fel, 16 ani jumătate. Adică, în acest moment, în lotul FCM-ului există 8 jucători de 16-17 ani, iar ceilalți, cu excepția lui Olteanu și a lui Radu Florin, au maxim de vârstă 23 de ani. Înainte de această reunire, a fost și o pauză competițională și a fost și un final de tur de campionat. Ați avut o ședință de bilanț atunci, domnule Ciobanu, la finalul turului de campionat. S-a lăsat cu tristețe pentru unii jucători. Unii au plecat, unii au avut salariile diminuate. Greșesc? Până da. Nu. Cine a plecat? Care au fost criteriile după care ați decis să vă despărțiți de acești jucători? Și de ce l-ați mișurat celorlalți salariile? Pentru că nu sunteți pe primul loc, asta da, dar... Ok. Le luăm pe rând. Vorbim de jucătorii care și-au încheiat, să zicem, colaborarea cu FCM Alexandria. Ca la orice analiză, încercăm să cuprindem toate aspectele. Și aici vorbim de balanța calitate-preț. Venim și spunem de obiectivele, care au fost obiectivele FCM-ului în acești 2 ani competițional, că putem să-l punem și pe ăsta, că ar fi al doilea an competițional, de când echipa este la Liga a 3-a, la Liga a 4-a. Și venim și spunem, bun, am găsit niște jucători cu un an înainte în lot, au fost remunerați, așa cum s-a înțeles, conducerea clubului. Obiectivul clubului și echipei a fost promovarea în Liga a 3-a. Ce s-a întâmplat? Nu s-a promovat, da? În primul an, mă refer anul trecut, da? Și atunci, cine a făcut parte din lotul respectiv? Păi,
cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, da? Calitate-preț, deci prețul a fost achitat, dar calitatea nu a fost cea dorită. Am trecut la anul următor, adică acest an, s-a luat măsura schimbării antrenorului, Mircea Cristescu, da? După NR. Am trecut la al doilea an, după ce am trecut la anul următor, la fel, calitate, balanța și așa mai departe. S-a constatat că și anul următor, mai mulți jucători, care au făcut parte și anul trecut din lot, același lucru, obiectivul mai mult de 70-80% ratat, ținând cont că suntem la 8 puncte de locul 1 la finalul turului. În același context, conducerea și-a făcut datoria față de echipă, a asigurat condițiile care s-au înțeles cu jucătorii, iar jucătorii nu au dat randamentul de la care conducerea se aștepta. Și atunci, din nou, obiectiv, v-am spus, în proporție de 70-80% ratat. Schimbarea antrenorului, din nou, Gabi Lungu. Dar noi găsim în continuare niște jucători în lot care au fost și în mandatul domnului Cristescu și în mandatul domnului Gabi Lungu, au urmat venirea mea cu aceiași jucători. Iarăși, rezultatele n-au fost pe măsura cerințelor conducerii și s-a constatat că, de fapt, nu numai antrenorii ar fi de vină și chiar și o parte din jucători. Da, adică, bun, toți antrenorii care trecem pe la FCM nu sunt capabili, din cauza noastră se ratează obiectivele, dar jucătorii trebuie să-și primească salariile, jucătorii nu au nicio vină, jucătorii nu au niciun fel de obligație față de club. Am făcut această balanță, am observat care au fost rezultatele meciurilor în care anumiti jucători au evoluat și atunci s-a constatat că balanța calitate-preț nu este cea dorită. Dezechilibrată la urmă. Exact. Și am hotărât, pentru că nu mai avem obiectiv promovare pentru anul acesta, prețul acela de care spuneam că nu este în concordanță cu calitatea, să umblăm la el. Câți jucători au plecat în această iarnă la FCM din lotul pe care... 8 jucători. 8 jucători au plecat. Da. Câți au avut salariile diminuate? 20 sau 30? Eu am venit... Salariile diminuate au fost în urma rezultatelor slabe. În mandatul dumneavoastră. În mandatul meu, da. Ați făcut două, adică indoare. Vorbim de meciul cu Brânceniu și vorbim de meciul cu Olteni. Există un regulament de ordine interioară care este semnat de absolut toți jucătorii, în care își asumă că în momentul în care au pierdut puncte, da, sunt de acord și cu diminuarea salariului cu un procent de 10-20% în funcție de ce s-a întâmplat la meciul respectiv. Deci aceste regulamente de ordine interioară sunt semnate de jucători. Că le-au citit sau nu le-au citit este problema lor. Dar atât timp cât semnezi, iarăși nu poți să mai vii după aia să spui, domne, de ce mi-ai luat din bani? Deci pentru rezultatele slabe, jucătorii au fost penalizați. Dar vreau să vă spun că am văzut un gest frumos al conducerii clubului, în care echipa pierde meciul de la Buzescu, da? Da, cu 1-0. Echipa pierde meciul de la, cu Turnul Măgurele acasă și conducerea nu e niciun fel de măsură asupra lotului, la partea financiară. Și vi se pare normal? Nu. Dar vreau să spun ce a făcut conducerea. Conducerea a venit să... Haideți să nu penalizăm, haideți că nu e totul dărâmat. Da? Adică să nu le ia din moral jucătorilor. Lucru care probabil s-a întors ca un bumerang asupra conducerii. De ce spun asta? Pentru că jucătorii, văzând că... Și-au pierdut autoritatea. Da? Asta a fost toată. Nu vreau să spun că și-au pierdut autoritatea. Jucătorii, văzând că nu se iau măsuri asupra lor, au continuat de aceeași manieră. Și venim meciul cu Brânceniu și venim meciul cu Olteniu. Și atunci, în urma ceea ce s-a întâmplat, atunci s-a supărat conducerea și a zis, trebuie să luăm și noi o măsură. Să aplicăm regulamentele, da? Interne... Exact. Regulamentul de ordine interioară semnat de către jucători. În momentul când conducerea a luat această măsură, am văzut o revoltă a jucătorilor, o supărare, că, domne... Ați văzut o supărare sau revoltă? Nu, o supărare. Am zis așa. Prea mult revoltă. O supărare, că de ce ne-a luat din bani, că de ce... Și de, da? Sărbători, s-a simțit acolo la bomboane. E destul de greu. Dar s-a simțit, da. Atunci... Și momentul, bine ales oricum.
Păi nu a fost un moment. Aia s-a întâmplat. Bun, nu... atunci s-a făcut bilanțul. Conducerea nu a vrut să facă așa ceva. Drept dovadă, asta vă spuneam, că mai înainte s-a pierdut meciul cu Buzescu, s-a pierdut meciul cu Turnu Mugurele, principala contracandidată, da? Da. Și nu s-a luat această măsură. Adică conducerea nu a vrut să... Da, n-a vrut să toarne plumb, atunci... tensiune... Exact. Dar la un moment dat a trebuit să se ia o măsură. Și nu am înțeles, să zic așa, supărarea jucătorilor, ci vrut să văd băieți, jucători care să zică, domne, aveți dreptate, trebuia să se întâmple chestia asta mai de mult. Nu mă așteptam la ei să fie supărați. De ce? Pentru că au semnat. Ce au... Supărarea oricum, da? Rămâne, chiar dacă semnezi acum. Am hotărât calitate, da, preț, am cântărit această balanță, am hotărât că anumiti jucători nu mai fac parte din planul FCMA Alexandria. În schimb, cu cealaltă parte, i-am chemat la discuții, pentru că la FCM Alexandria, în momentul când am venit, am cerut să știu situația fiecărui jucător, situația contractuală. Și spre surprinderea mea am găsit un lot de 22 de jucători, care toată lumea avea contract semnat cu FCM Alexandria decât până în vară. Un singur jucător... sau doi, da, doi jucători sunt care au pe o perioadă mai lungă, de aveau pe 2 ani de zile. Nu mi s-a părut în regulă, pentru că atât timp cât avem în desfășurare, să zicem, un proiect în care ne dorim să urcăm cu echipa mai sus, eram nevoiți ca la vară să mergem după alți jucători. Am demarat discuții cu toți jucătorii pe care am hotărât să îi opresc în lot și care, de care să mă ajut în perioada următoare. Perioada următoare pentru FCM Alexandria și pentru mine înseamnă 2 ani jumătate din acest moment, în care în această jumătate de an vreau să reconstruim o echipă, să facem un lot puternic, o familie unită, în care anul următor să atacăm promovarea. De-aia intenționez să implementez în această echipă jucători tineri, jucători de 16 ani, 17 ani, care să joace acum când nu este miză, când nu este presiune, ei să reușească să crească în valoare, iar de la anul echipa să bazeze pe ei. În situația în care echipa promovează în Liga a 3-a, cum se aude că regulile impun jucători sub 19 ani, dacă faceți o socoteală, acești jucători de 16-17 ani, în momentul când echipa va fi la Liga a 3-a, vor fi jucătorii care vor fi sub 19 ani. Și atunci zic eu că de ce să aducem din altă parte când putem să-i creștem pe aștii? Pentru că situația ne permite. Adică nemai având obiectiv, nu mai așa am gândit-o. Da. Da? Aducând în discuție, da, tratativele care le-am purtat împreună cu președintele Bogdan Ciobanu, am spus... Aceștia ar fi jucătorii care ar trage la căruță cu noi, îi chemăm la discuții să-și prelungească convențiile. Fac o paranteză. În trecut, conducerea FCM Alexandria a fost, să zic, criticată că a pierdut niște jucători, că n-a știut să țină niște jucători aproape. Sau că... Vă spun că, iarăși, spre surprinderea mea, am găsit din jucătorii care am hotărât să rămână la echipă și să... ducem mai departe greul, am găsit jucători cărora le-am propus prelungirea convențiilor cu avantaje materiale pentru ei, în funcție de ceea ce realizam, și am găsit jucători care au refuzat. Deci jucători care am fost de acord să rămână și ei au refuzat prelungirea acestor convenții. Îmi doream și îmi doresc în continuare să văd că jucătorii rămân la FCM Alexandria și cu sufletul, nu numai pentru, știu, anumită parte financiară. Sunt mulți care au refuzat aceste prelungiri de convenții? Da, avem 3 jucători în momentul ăsta, care unul dintre ei a și semnat cu o altă echipă, fiind în ultimele 6 luni de contract. Leo Brânceanu. Leo Brânceanu, da. Leo Brânceanu, care conducerea FCM Alexandria, un copil care a terminat școala sportivă, un copil care FCM Alexandria i-a oferit șansa să joace la nivel de seniori, să fie remunerat, da?
După un an de zile, FCM Alexandria îi prelungește contractul și dublează, chiar îi triplează partea financiară. Deci FCM Alexandria și-a arătat disponibilitatea și modul de apreciere, da, prin partea asta financiară. Iar Leo Brânceanu, în momentul când Alexandria îi propune să o ajute, să realizăm niște rezultate, să realizăm niște obiective, Leo Brânceanu întoarce spatele și semnează cu Clinceni. Vin mai departe și mai avem un jucător tot în aceeași oală, să zicem așa, e vorba de Zamfir, care, dacă stăm și ne uităm la istoria lui Zamfir la FCM Alexandria, găsim un jucător care retrogradează cu FCM Alexandria din Liga a 3-a, îl găsim în lotul FCM-ului și cu un an după retrogradare, în care FCM Alexandria cu el în teren nu promovează. Începe următorul an competițional FCM Alexandria cu Zamfir în teren, iarăși nu promovează, da? Aproape că e ratat obiectivul, dar FCM Alexandria totuși are încredere în el și îi propune prelungire. Și el refuză. Și el refuză, da? Cu, v-am spus, cu beneficii financiare, cu o creștere salarială în funcție de performanțe care le realizăm. Deci nu a fost, domne, semnezi, dar în aceleași condiții ca până acum. Vă rog să mă credeți. Iar mărturie stau ceilalți jucători care au venit și au avut o atitudine, au venit jucători care m-au încântat și au spus, domne, rămân pentru că și eu am participat la rezultatele negative și vreau să nu se mai întâmple așa ceva. Haideți să facem tot ce depinde de noi, de toți, ca să promovăm echipa asta. Deci, exact așa mi s-au exprimat. Nu mai vreau să sufăr umilință sau cam așa cumva. Și atunci merită apreciația acești jucători. Venim și la al treilea jucător. Este vorba de Marin, care la fel... Mickey Marin, da. La fel. O speranță și eu. Un jucător pe care... mi l-am dorit în lot, i-am propus această prelungire, este unul dintre jucătorii care avea o perioadă mai lungă semnată cu Alexandria. Adică el ar mai avea un an jumătate din acest moment. La mine, noi ce le-am propus jucătorilor? Domnilor, avem un an jumătate de Liga 4-a și mai avem un an de Liga 3-a. Da? Haideți să semnăm pe această perioadă. Da? Pentru că muncim, creștem împreună să avem continuitate. Și să avem continuitate, da? Și acum vin și spun de Mickey Marin. Iarăși, găsesc un jucător pe la Liga 3-a, Mickey Marin, care Alexandria se debarasează de serviciile lui, pleacă la Juventus București, în care după un singur meci, antrenorul Trică Eugen îi reziliază contractul, da? Și Alexandria vine și îi întinde o mână. O mână foarte solidă. Ei, dacă știți treaba asta, mă bucur. Deci vine și întinde o mână și îi spune, gata, Michi, înapoi, poftim și creștere salarială față de cum ai plecat. Da? Că doar venea de la Juventus București, nu mai exact. Venea de la... Și acum venim și ne uităm și îi spunem, Michi, vrem să rămâi lângă noi, vrem să ne ajuți, vrem să formăm aici această echipă bazată pe oameni de caracter. Și el spune, nu, mai semnez eu, în fine. Referitor la diminuarea salariilor. Cât vor rămâne ele diminuate? Până la vară, după aia? Până la vară. Am hotărât. După care discutați iarăși, da? Nivelul salarial. Deja s-au discutat. A, deci e bătut în cuie. Dar până la vară ele rămân diminuate. Am hotărât că este o măsură de bun gust și este o cumva o recunoaștere a greșelilor, da? În care toți jucătorii li s-au diminuat salariile până în vară. Da? Pentru că aceste salarii care au fost pentru a îndeplini niște obiective. Care sunt? Da? Adică promovarea. Da. În acest moment aceste obiective nu mai pot fi îndeplinite. Și atunci trebuie să ne asumăm și noi niște greșeli. Cineva spunea legat de performanța sportivă, un conducător de club de aici din Telorman, că profilul jucătorului este să fie bun fotbalist, să aibă caracter și să nu ceară prea mulți bani. Nu. Cred că l-ați recunoscut pe cine, nu mai adăm numele. Acum, asta cu caracterul nostru, știți mai bine acolo în iarbă, calitatea lor de asemenea.
A fost așa ca o bombă, cel puțin pentru ziariști, pentru că noi ne așteptam, mulți se așteptau ca în iarnă să fie un astfel de mini cutremur la FCM Alexandria, pentru că lucrurile nu mai puteau să treneze așa, să schimbaseră antrenorii veneau, plecau, erau demiși, plecau cu coada între picioare, având la dispoziție, se zicea, cel mai bun lot, cel mai bune condiții și nu promovau. Și lotul cam ăla era. Ne-am liniștit. Haideți să vedem acum, la momentul actual, 19 ianuarie 2015, este prima zi când se reunește lotul lui Fotbal Club Municipal Alexandria. La momentul actual, câți jucători aveți în lot și dacă până la începerea campionatului martie mai sunt așteptați la Alexandria pentru a îmbrăca tricoul lui FCM alți jucători și cam pe ce posturi îi doriți așa? În acest moment, lotul Alexandria este compus din 24 de jucători. Cum vă spuneam, avem 7 jucători de 16 ani jumătate până în 17 ani. Restul lotului este compus din jucători până la 23 de ani, iar singurele excepții, jucători cu experiență, să nu le spun în vârstă, vorbim de Radu Florin, 28, și vorbim de Olteanu Florin, 33 de ani. În rest, tot lotul este până la 23 de ani. Cred că Sitaru ar fi undeva la 24, dar ar fi singurul cu vârsta respectivă. În perioada următoare o să avem un program de 12 zile de reacomodare la efort. Începând cu data de 31 ianuarie, intrăm într-un program cu două antrenamente zilnice, asta pentru o perioadă de 10 zile. După această perioadă de 10 zile cu două antrenamente zilnice, vom participa la un turneu final organizat de Juventus București, la baza lor sportivă. Meciurile se vor juca pe suprafața sintetică. Am preferat acest lucru pentru a beneficia de o suprafață bună de joc, decât să ne chinuim pe aici prin județ, poate vremea nu ne permite să avem parte de terenuri bune și am preferat acest turneu amical la București, unde vom întâlni echipe precum Titu, Juventus, mai știu exact, în fine, suntem două serii, vom juca 3 meciuri în grupe și plus celelalte meciuri pentru fazele superioare. Deci avem asigurat acolo 7 meciuri de pregătire. Acum, în funcție de data la care va începe campionatul, pentru că am înțeles că data normală era 28 februarie, s-a amânat campionatul cu o săptămână, începerea campionatului cu o săptămână. Dacă vremea ne va permite, probabil vom începe pe 7. Dacă nu ne va permite vremea, probabil AJF-ul va mai prelungi. În perioada în care, sau în meciurile în care, de exemplu, cu prima etapă Alexandria stă, intenționăm să facem în fiecare etapă în care noi trei să stăm, din cauza echipelor care s-au retras, deja am făcut un plan să avem meciuri cu celelalte echipe care și ele stau în aceeași etapă. Cam ăsta este programul Alexandriei pentru perioada următoare până la începerea campionatului. După acest turneu, v-am spus, în funcție de data de începerea campionatului, vom mai lua un meci sau două. Mă întrebați-mi și de eventuale veniri, dacă mă așteptați jucători și cam pe ce posturi vă simțiți așa puțin sau Bun. vă doriți de dură? Certitudinile în acest moment sunt Florin Olteanu, Sitaru și Horațiu Lascu. Mi-aș dori în momentul de față încă un fundaș central și un jucător prin plecarea lui Leo Brânceanu, un jucător de bandă. Adică dacă la banda stângă există Radu Florin, un jucător care mă mulțumește din toate punctele de vedere, la partea dreaptă, în momentul de față, avem un jucător de bandă, un mijlocaș. Avem un oarecare minus. Dar dacă nu se va realiza să avem parte de aducerea unui fundaș central și un jucător de bandă, nu este niciun fel de problemă. Situația de față, aceea de a nu mai avea obiectiv promovare,
ne permite să le dăm posibilitatea tinerilor jucători să crească. Domnule Ciobanu, Leo Brânceanu, tânărul jucător, unul dintre tineri jucători de mare perspectivă de aici din județ, nu pleacă acum la Clinceni, joacă până în vară la Alexandria. Da. Sau dumneavoastră vă gândiți ca încă din această iarnă să găsiți un jucător care să preia din mers acea zona terenului, banda dreaptă, dacă am înțeles bine, sau vă gândiți să-l trageți oarecum așa puțin pe o linie mai lateralnică pe Leo Brânceanu nu, până la vară? Să mai practică chestia asta și poate să-l protejați, că a fost accidentat, să mai întâmplă și chestia Leo, asta. Leo Brânceanu în acest moment este jucătorul Alexandriei, adevărat, are contract până în vară, atât că eu vorbeam de o strategie și de un plan în care să încercăm ca din acești 7-8 copii care i-am recrutat, i-am selecționat în această perioadă de când s-a terminat turul de campionat și până acum am făcut două acțiuni în care să caut special copii de această vârstă, care ei vor trebui să crească, de-aia v-am spus. Am luat și am făcut această strategie pe o perioadă de 2 ani jumătate. Atunci eu ce fac, sau noi, ce facem cu Leo Brânceanu, care, ok, un jucător bun, un jucător talentat, care mai stă la noi decât până în vară și din vară ne-a spus la revedere. Câte insistențe și câte discuții am avut cu el, a spus că la revedere, da? Și atunci, de ce să mai mă bazez pe Leo Brânceanu când echipa, dacă aveam obiectiv, dacă eram în cărțile promovării, automat ne foloseam de Leo Brânceanu. Așa, cât situația ne permite să dăm posibilitatea altor copii să crească, ei vor avea întâietate. Dacă va fi nevoie și de Leo Brânceanu, probabil vom apela și la serviciile lui. Dacă nu, echipa de Liga 5-a, unde își poate desfășura activitatea, antrenamentele, este tot în cadrul FCM-ului Alexandria și cam asta. Se va întâmpla și cu Michi Marin și cu Zamfir? Absolut, cu toți, da. Cei care nu și-au semnat prelungirile? Da. Domnule antrenor, suntem pe final de întâlnire. Am văzut foarte mulți portari în lotul la Alexandriei. V-ați despărțit în iarnă și de titularul postului de portar de la FCM Alexandria. Nu a dat, iată, nici el satisfacție. L-ați adus pe Florin Olteanu, cea mai bună lovitură sau cea mai bună soluție locală pentru FCM Alexandria, un portar cu experiență și cu valoare. Sunteți în tratative cu un alt portar, Dragnea, mai tânăr, dar și el un portar valoros, învățat să fie titular. Mai aveți și doi juniori pentru postul ăsta, doi tineri portari. Ar fi în cazul cel mai fericit dacă se rezolvă situația și cu Dragnea, patru portari, dintre care doi cu valențe de titulari cam pe oriunde prin județ. Aveți o situație greu de gestionat, dar nu e rău, pentru că înainte era mai complicat. Posibilitățile de alegere erau mai restrânse. Nu vă e frică cum o să reușiți să gestionați cu portarii? Niciodată. E un singur post de portare, e mai complicat ce faceți. Nu mi-a fost frică niciodată să gestionez situația cu jucătorii. Sunt de părere că jucătorii trebuie să muncească, trebuie să ofere această concurență, iar rezultatele avute de echipă nu fac decât să îmi dea mie dreptate sau să infirme faptul că n-au dreptate băgându-l pe Olteanu și nebăgându-l pe Dragnea sau băgându-l pe Dragnea și nebăgându-l pe Olteanu. Deci decât rezultatele vor fi cele care îmi vor da dreptate. Bun, rezultatele țin în viață un antrenor, rezultatele fac ca o echipă să progreseze. E mai ușor, se spune, că dacă un ochi critic vizualizează bine minusurile, e mai ușor să le îndrepte atunci când ai rezultate. Vă doriți, domnule antrenor, e ultima întrebare, să câștigați în continuare toate meciurile până la final, pentru că v-am întrebat asta și atunci când ați venit prima dată aici, erați la 5 puncte atunci sau 4 puncte. 4 puncte. Ați mai făcut două rezultate de egalitate. Doriți în continuare să mai dați emoție celor din turnul? Da. De cât posibil. Emoții celor din turnul. Eu am spus decât ce îmi doresc eu. Eu,
ca orice sportiv, eu știu, care are atitudine și care îi place să câștige, chiar și la table sau chiar și la remi, chiar și la orice joc la care pare sau sunt într-o competiție, îmi place să câștig. Și din cauza asta, mai ales la fotbal, dacă sunt acolo și antrenez o echipă, îmi place să câștig toate jocurile, indiferent de nivelul la care sunt. Dacă reușesc, e foarte bine. Dacă nu reușesc, vedem care unde sunt greșelile. Facem bilanțul. Facem bilanțul, corect. Facem bilanțul. Atât că este normal să-mi doresc să câștig toate meciurile. Emoții turnul, sunt la 8 puncte, sunt liniștiți. Chiar dacă eu câștig toate meciurile, Alexandria câștigă toate meciurile, bănuiesc că și ei își doresc același lucru și deocamdată ei și l-au realizat, cu excepția unui singur joc. Dar cu toții ne dorim să câștigăm toate meciurile. Doamnelor și domnilor, a fost ediția din 19 ianuarie a Sportsul Special. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne vedem săptămâna viitoare. A fost invitatul din această seară Romulus Ciobanu, antrenorului Fotbal Club Municipal Alexandria, o echipă care astăzi a reluat pregătirile în vederea returului de campionat din Liga a 4-a Județeană de Fotbal 2014-2015. Bogdan Coțu vă mulțumește pentru atenție. Rămâneți cu Mediasud, în câteva minute urmează știrile. Ne găsiți și pe sportsud.ro. Până săptămâna viitoare, toate bune!